Doamne ajută, dragilor, ieri am făcut o greșeală în live-ul de pe YouTube de aseară vis-a-vis de Diana Șoșoacă și vreau să-mi cer scuze, a fost un fake news acolo pe care l-am promovat, dar oarecum am spus în clip că nu sunt sută în mie sigur de veridicitatea acelei informații, respectiv este vorba despre o poză care Diana Șoșoacă apare la o paradă LGBT ținând steagul. E bine, mi s-a prezentat dovada, între timp acolo este o poză falsă, respectiv este o altă femeie, o altă româncă sau ce-o fi ea care ține acel steag LGBT, steagul cu curcubeul, și peste s-a lipit capul lui Șoșoacă. Mi s-a confirmat, mi s-a dat și de unde este poza reală, ea a apărut chiar și în presa românească pe G4 Media. Deci îmi cer scuze, scopul meu pe canalul meu nu este să promovez fake news sub absolut nicio formă. Scopul meu este să vă informez obiectiv, adică să fiu opusul la fake news, să fiu opusul la ceea ce presa mainstream face, cu sau fără voia ei. Așa. Și ca urmare, când greșesc, îmi asum chestia asta. Deci încă o dată, poza respectivă cu Diana Șoșoacă ținând steagul LGBT la o paradă LGBT nu este reală, nu ea este acolo, i s-a lipit capul pe corpul altei femei. Acestea fiind spuse, totuși să nu uităm de trecutul ei userist, să nu uităm de trecutul ei antibiserică. Acolo în spate este Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află și moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceea ce spun acum, am mai spus și astea, nu sunt fake news-uri. Diana Șoșoacă, înainte să intre în aur, a avut un trecut de useristă, de progresistă, ea a rămas încă cu o grămadă de idei din zona neomarxistă, din păcate nu-și dă seama de chestia asta sau nu-i pasă, dar este cât se poate de feministă Diana Șoșoacă și a avut o atitudine împotriva credincioșilor, îi critica și își bătea joc de cei care veneau la pelerinajele anuale care se fac aici în Iași, cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva și așa mai departe. Deci ea acum este într-un proces de remarketizare, vrea să se portretizeze ca și naționalistă, conservatoare și mai departe. Foarte bine, rămâne să dovedească și din fapte și mai ales comportamentul ei. Aici nu există loc de discuție, din punctul meu de vedere, e departe de a fi, cum să spun eu, un comportament care să trezească simpatie și în rândul altor oameni care împărtășesc mai mult sau mai puțin aceleași valori conservatoare, atâta timp cât dânsa cam duce în derizoriu tot ceea ce face. Dar poza respectivă, și cu asta am încheiat, este un fake, nu este reală și îmi cer iertare pentru faptul că am folosit-o ieri în live. Doamne ajută, numai bine!